Stimați prieteni, frați și surori, vă salut cu pacea Domnului. Apreciez că ați ales și ați hotărât ca în aceste momente să venim în fața lui Dumnezeu și să ne rugăm. Înainte ca să facem lucrul acesta, vreau ca să citesc un psalm al lui David în care sunt descrise cuvinte, dorințe, preferințe pe care probabil fiecare dintre noi ni le-am fi dorit. Să citim. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ucrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale, atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt. Prin ajutorul atotputernic al dreptei lui, unii se bizuie pe carile lor, alții pe caiilor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Este o rugăciune a lui David, o rugăciune care se cânta, un psalm. Și probabil fiecare dintre noi ne-am fi dorit ca să avem parte de ceea ce este descris aici. Deci zice aici David cu privire la necesitățile și la nevoile vieții pentru ca să trăiască aici pe pământ și nu doar. Mi Aș fi dorit ca să mă rog, ca să se împlinească în viața noastră cuvintele acestui psalm zice să trimită ajutor în locașul tău cel sfânt. Zice aici în acest psalm da, că unii se bizuie pe carele lor, alții pe cai. Poate acum nu avem atâta cai, care, dar totuși oamenii găsesc lucruri materiale pe care să se bizuie. Dar ajutorul nostru, deci siguranța noastră este la Dumnezeu și în Dumnezeu vă invit ca să ne rugăm, să cerem la Dumnezeu ca să fie protecția noastră și El să ne călăuzească pe calea vieții noastre. Ne vom ruga. Părinte Ceresc, Dumnezeul nostru, care tronezi în slavă, îți mulțumim pentru că ne dai tot ce este necesar pentru viață, îți mulțumim pentru sănătate, pentru binecuvântare, Îți mulțumim pentru timpul de pace pe care îl trăim, îți mulțumim pentru toate ocaziile pe care le avem de a te cunoaște și ajută-ne ca să le folosim. Te rugăm, Doamne, ca să ne întărești în credință. Te rugăm pentru copiii noștri, pentru tineri, te rugăm, Doamne, pentru familiile în care sunt probleme, pentru persoanele în vârstă, pentru cei bolnavi, fii cu ei, întărește-i, tăle ce este necesar pentru viață, dar în mod deosebit, Doamne, ajută-ne ca prin credință să avem mântuirea. Te rugăm să rămâi cu noi în ziua care ne stă în față, în săptămâna care este în fața noastră și ajută-ne ca să fim exemple, exemple, pentru oamenii pe care încă dorești ca să-i salvezi. Rămâi cu noi, cu protecția ta și în toate numele tău să fii onorat prin Domnul Iisus Hristos, te rugăm.